A fost masacru pe Mestalla. Valencia s-a distrat cu Villarreal în duelul pentru locul 3, care duce direct în grupele Ligii Campionilor. Soldado a deschis scorul în minutul 13 după ce a scăpat singur cu Diego Lopez. Gazdele s-au dezlănțuit în repriza a doua, când i-au dat 4 goluri submarinului galben. Mata a făcut 2-0 în minutul 55. L-a învins pe portarul lui Villarreal cu un șut din unghi. Golul de 3-0 a fost al lui Banega. Argentinianul a fost servit perfect de Pablo și l-a executat din interiorul caroului pe ghinionistul Diego Lopez. Spectacolul nu avea să se termine însă aici. Mata și Soldado aveau să realizeze fiecare câte o dublă, cu care au scufundat de tot submarinul galben, în lupta pentru al treilea loc de ligă.